strigă pentru întâi. Ui, nu acum. Gata! Ultimele clipe înainte de tragedie au fost surprinse chiar de șoferul microbuzului. Bărbatul se filma live pe Facebook în timp ce conducea. La 60 de kilometri de Budapesta a intrat într-o depășire riscantă, a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion încărcat cu nisip. Eu cred că s-a uitat la comentarii, este Gurgea și cred că s-a citit și când s-a uitat de zero în fătură. Ea, s-a dus viu acasă. Și când a dus viu acasă și aia a frigat. Gata! În urma impactului, șoferul și ceilalți 8 români din microbuz, toți rude între ei, și-au pierdut viața. Ei se întorceau acasă în județul Mureș după ce munciseră pe plantațiile de hamei în Slovenia. Printre cei care au murit se află două perechi de soți. Una dintre femei era însărcinată. În total, 18 copii au rămas orfani în urma tragediei. Șoferul vinovat de producerea accidentului avea 38 de ani și era tată la 2 copii. Potrivit unor surse, el ar mai fi fost implicat în 2 accidente grave, ultimul anul trecut. Atunci, o tânără de 21 de ani a intrat în comă. Este bomba anului, șefa DNA ar fi fost denunțată la parchetul general de procurorul Mircea Negulescu. Potrivit surselor citate de Q Magazine, procurorul Portocal ar fi scris 50 de pagini, citez, devastatoare despre Laura Codruța Chioveși. Negulescu susține însă într-o reacție publică că nu a denunțat-o pe Chioveși. Între timp, ministrul de justiție vrea protecție pentru procuroarea care i-a pus sub acuzare pe Lucian Onea și Mircea Negulescu. Potrivit Q Magazine, Mircea Negulescu ar fi redactat o plângere de 50 de pagini despre fosta lui șefă, Laura Codruța Chioveși. Procurorul exclus din magistratură a avut însă o reacție publică în care neagă acest lucru. Domnul procuror Negulescu, în declarația pe care a dat-o mai devreme, l-a subliniat și anume că într-un citez din memorie, că într-un dosar deschis la adresa doamnei Chioveși. Sursele Q Magazine nu au precizat că este deschis un dosar împotriva doamnei Chioveși, dar nu este exclus ca acesta să fie formulat în urma informațiilor care se coroborează. Procuroarea care instrumentează dosarul lui Onea și Negulescu a avut curajul să-i pună pe aceștia sub acuzare, deși ar fi fost amenințată. A fost văzută plângând de parchetul general și mai mult decât atât sunt voci din acest dosar care susțin că șeful secției penale dorește să conexeze toate plângerile și să fie luate de la această procurare și date unui alt procuror. După ce a apărut în spațiul public informația că procurarea a fost amenințată, ministrul justiției a sesizat CSM. Am solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să procedeze la sesizarea inspecției judiciare în vederea verificării eventualelor acte și fapte de natură să încalce independența procurorului Elena Iordache. După ce a apărut în presă și faptul că procurorul general a amenințat-o pe procuroare, Elena Iordache a dat o reacție și spune că Augustin Lazăr nu a exercitat vreo presiune sau amenințare la adresa ei în legătură cu dosarul lui Lucian Onea. Jaf armat la o bancă din Baia Mare, doi hoți ce purtau căști de motocicliști au reușit să fugă cu 100 de mii de lei. Întreaga operațiune a fost bine pusă la punct, s-a petrecut în numai 4 minute. Sunt filtre acum în oraș pentru prinderea acestora. Iată așadar, toate aceste informații sunt oferite de colega mea, Claudia Predilă. Claudia, te ascultăm. Bun găsit! Polițiștii din Baia Mare sunt în alertă maximă după ce un jaf armat a avut loc la o bancă din centrul orașului. Cei doi indivizi au reușit în doar 4 minute să fure 100 de mii de lei. Aceștia au intrat înarmați cu căștile de motocicliști pe cap, i-au amenințat atât pe angajații băncii cât și pe clienți cu un pistol, dar și cu săbi, și au reușit să fure suma uriașă de bani în doar câteva minute, apoi s-au făcut nevăzuți. Martorii spun că aceștia au fugit pe motociclete având banii
banii într-un rucsac. Imaginile jafului au fost surprinse de camerele de supraveghere montate în zonă, iar ele sunt analizate acum de anchetatori. Banca nu are pasnic în permanență, iar hoții au știut să aleagă momentul prielnic pentru a da atacul. Aceștia au mers ziua în amiaza mare în jurul prânzului și au reușit să fure suma respectivă de bani pentru că în interiorul băncii erau foarte puține persoane. Polițiștii au instituit filtre în tot orașul și sunt pe urmele hoților, însă deocamdată nu au reușit să-i prindă. Claudia, mulțumesc. Accident aviatic la Turda, un elicopter de mici dimensiuni utilizat în agricultură s-a prăbușit. Cele două persoane aflate în aparatul de zbor au reușit însă să se salveze. Colega mea, Gabriela Buruian, este la Cluj-Napoca și ne oferă mai multe informații. Gabi, te ascultăm. Bun găsit, este vorba despre un elicopter de mici dimensiuni folosit la munci agricole. Acesta s-a prăbușit pe un deal din municipiul Turda în timp ce executa lucrări de erbicidare. În interior se afla pilotul, dar și un inginer. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe, dar și echipaje de pompieri. Din fericire, cele două persoane au reușit să iasă din aparatul de zbor. Inginerul a suferit însă mai multe leziuni și a fost transportat la spital. Din fericire, bărbatul este conștient și nu are răni care să-i pună viața în pericol. Cercetările continuă la fața locului și acolo este așteptat și o echipă de la CIAS din București pentru a se putea stabili cu exactitate care sunt cauzele accidentului. Gabriela, mulțumesc. Judecătorii au dat sentința definitivă în cazul grădiniței Groazei din Constanța. Nimeni nu va face închisoare, însă directoarea, educatoarele, dar și îngrijitoarele trebuie să plătească daune morale părinților ai căror copii au fost abuzați. Curtea de apel Constanța a dat sentința definitivă în dosarul în care au fost judecate 5 educatoare și directoarea de la grădinița Micul Regat. Cele 5 femei au primit pedepse cu suspendare. Directoarea unității Eliza Pufleanu, care fusese achitată în primă instanță, a fost condamnată la un an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la infracțiunea de purtare abuzivă. Scandalul a izbucnit în 2014, după ce au apărut mai multe imagini și înregistrări în care educatoarele îi agresau pe copii și chiar le dădeau să bea alcool pentru a dormi. Că probabil o palmă la fund o uiți mai ușor, dar e foarte greu să uiți sau să-ți scoți din minte că mama ta te-ar putea abandona și te-ar lăsa țiganilor din colțul străzii pentru că tu ești obraznic. Încerc și acum, după 2 ani de terapie, și credeți-mă că ne dăm tot interesul să-l convingem că niciodată nu-l vom abandona, că noi îl iubim. Un alt amănunt șocant al cazului este că medicul grădiniței era chiar homeopatul arestat pentru că și-ar fi agresat sexual pacientele minore. E adevărat că ai violat o pacientă? Ce a fost în capul tău? Câte paciente ai mai agresat? Curtea de apel a stabilit ca valoarea daunelor morale să fie în total de 50.000 de euro, adică 10.000 de euro pentru fiecare familie care a fost implicată în proces. Panică pe șosea din Bihor după ce un tir cu stup de albine s-a răsturnat. Insectele au împânzit zona, iar salvatorii au avut nevoie de echipamente speciale la fața locului. Traficul în zona a fost blocat.
Accidentul s-a petrecut la intrarea în Băile Felix. Se pare că șoferul a călcat prea tare pedala de accelerație și într-o curbă camionul a intrat în balans și s-a răsturnat. Mai mulți stupi au căzut pe șosea. Din motive de precauție, salvatorii au intervenit pentru mutarea acestora și au purtat echipamente speciale. Traficul în zonă a fost blocat mai multe minute. Momente cuplite în trafic pentru sociologul Ana Bula. Ea a fost șicanată în trafic de un bărbat în timp ce își conducea fetița la școală. Polițiștii au sosit la fața locului și i-au spus că atâta timp cât nu există urme de violență, nu are sens să se facă investigații. Incidentul a avut loc la prânz atunci când sociologul își ducea fata la școală cu mașina. Pe bulevardul Prelungirea Ghencea, Ana Bula a avut un schimb de replici cu un șofer care circula din sens opus. Sociologul a povestit în exclusivitate la România TV calvarul prin care a trecut. Acest șofer m-a depășit, mi-a tăiat calea, a dat cu piciorul în mașină, a venit cu avariile și cu farurile după mine, ceea ce m-a făcut să trag pe dreapta și să mă blochez în mașină. Evident, a venit, a dat cu palmele în geamurile de la mașină, urlând să deschid. M-am blocat în mașină, am sunat la 112. Până la sosirea echipajelor de poliție, agresorul a plecat. A venit o patrulă, o domnișoară și un tânăr de la poliție, care mi-a spus că atâta vreme cât mașina nu prezintă urme grave de lovituri, nici eu nu am vânătăi, înseamnă că fapta nu există. Și am spus, dom'le, bătea geam, vă poate declara și copila de lângă mine. Și urla. E, zice, poate vrea să vă pună vreo întrebare, îmi răspunde ironic domnul de la poliție. Deși eu tremuram de nervi și copilul plângea în mașină. Ca urmare, i-am întrebat dacă se face vreun proces verbal, mi-am spus că fac ei unul la secție. Ca urmare, au constatat că, nefiind plină de sânge și mașina avariată, fapta nu există. Să transformeze o plângere și să transmită acolo toate elementele din care a rezultat clar o amenințare la adresa dumneaei. Sunt anumite infracțiuni unde plângerea este obligatorie. În cazul pe care dumneavoastră l-ați anunțat, pentru amenințare este obligatorie plângerea dumneavoastră. Nu vreau să scuți pe nimeni, dar e vorba de reglementare aici. Bun. Sociologul este hotărât acum să meargă la poliție și să își facă dreptate. Tragedie la o stație de epurare din județul Brăila. 5 muncitori au căzut într-un bazin, 2 dintre aceștia au murit. La fața locului a fost o operațiune dramatică de salvare. Mai multe detalii despre acest subiect are colegul meu Costin Soare. Costin, te ascultăm. Bună seara, unul dintre muncitorii a scăpat o pompă în bazin și a încercat să o scoată, însă a căzut în interior. Alți 2 muncitori au sărit în ajutor, dar și ei au căzut în bazin. Apoi încă 2 colegi au încercat să-i ajute pe cei 3 muncitori, însă fără succes. Oamenii care se aflau în zonă au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție. Cei 5 muncitori au fost scoși din bazin, iar 3 dintre ei se aflau în stop cardiorespirator. Pentru 2 dintre muncitori, medicii nu au mai putut face nimic, doar au constatat decesul. Ceilalți 3 au fost transportați de urgență la spital. Costin, mulțumesc. Un accident spectaculos a avut loc la satul mare. Ei bine, iată și imaginile. O șoferiță s-a răsturnat cu mașina după ce a agonit pe străzile din oraș. Femeia circula cu viteză și nu acorda prioritate într-o intersecție. Aceasta a fost lovită de un alt autoturism. În urma acestui impact, mașina șoferiței s-a răsturnat. Nicio persoană nu a fost rănită, însă la fața locului au ajuns echipaje de la Smurdal și de la ISU. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, dar nu consumaseră băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis însă o anchetă în acest caz.
Informații cutremurătoare ies la iveală în cazul educatoarei din Timișoara, care și-a ucis copilul de numai 4 anișori. După mai bine de 2 zile de la îngrozitoarea crimă, au fost finalizate și expertizele psihiatrice. Aceasta demonstrează că mama a fost perfect conștientă în momentul în care a săvârșit crima. Crima de o cruzime greu de exprimat în cuvinte a avut loc pe 13 martie. Atunci Oana Neț și-a recunoscut crima, dar nu a putut-o explica. La scurt timp după ce a fost arestată preventiv pentru omor, femeia educatoare de profesie a fost supusă unei evaluări psihiatrice complexe la Institutul Mina Minoviș din București. Oana Răzvan Neț a fost supusă unei expertize psihiatrice extrem de complexe la Institutul Mina Minoviș din capitală. Acum avem și rezultatele acestei expertize, care arată că educatoarea de 38 de ani avea discernământ integru în momentul în care și-a ucis fetița de 4 anișori, înecând-o în cada din baie. Acum i-a riscat grei de pușcărie și asta pentru că urmează să fie trimisă în judecată pentru omor. În aceste condiții, criminala va răspunde penal pentru fapta sa. De ce ați omorât fetița? Ce ați avut cu ea? Femeia de 38 de ani locuia cu soțul său, fiica lor de 4 ani și bunica bărbatului de 84 de ani, care era acasă în momentul crimei, dar care nu a auzit nimic. După o ceartă cu soțul său, și-a omorât copila. Mama, cui? În aceste condiții, femeia va răspunde penal pentru fapta sa. Oana Neț este cercetată în acest dosar în arest preventiv. La începutul lunii mai a contestat această măsură, solicitând arestul la domiciliu, însă cererea ei a fost respinsă. Sorin Ovidiu Vântu a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din capital. Acesta a fost cosier din penitenciarul Rahova și transportat de urgență la Spitalul Floreasca, unde a stat internat o zi sub pază. Fostului mogul i s-au făcut mai multe investigații pentru o suferință digestivă, însă Vântu a interzis medicilor să ofere detalii cu privire la starea sa de sănătate. Agenții de pază de la penitenciarul Rahova l-au dus înapoi în celula în care este încarcerat. Sorin Ovidiu Vântu, vă reamintesc că a fost condamnat definitiv în februarie 2017 la 8 ani de închisoare în dosarul devalizării FNI. Ministrul de Finanțe face anunțul despre noul proiect care schimbă regulile de la pilonul 2 de pensii. Eugen Teodorovici spune că cel târziu în luna iulie românii vor ști dacă vor continua sau nu să contribuie la pilonul 2 de pensii. Premierul Viorica Dăncilă anunță că românii nu trebuie să fie îngrijorați, sunt bani la buget pentru plata pensiilor. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici anunță că se face o analiză la guvern pentru ca românii să știe exact ce se întâmplă cu contribuția la pilonul 2 de pensii. Domnul președinte a menționat faptul că se face o analiză astăzi la nivelul guvernului între ministerele implicate. Ministerul Muncii va fi cel care va conduce acest proces. Finanțe vor fi la masă, ASF-ul la fel și alte structuri implicate în acest subiect. Desigur, vor fi discuții și cu cei care administrează astăzi privat pensiile pe pilonul 2, astfel încât cu toții, la aceeași masă, cu toate datele pe masă, să avem o abordare logică și să găsim cea mai bună soluție pentru cei care contribuie astăzi. Dar nu se suspendă nimic, nu se naționalizează, toate rămân astăzi cum sunt. Și plecând de la ceea ce astăzi este, să gândim poate un sistem mai bun. Putem să găsim o logică care să aducă randamente mai bune. Poate găsim o prevedere legală prin care să extindem zona în care fondurile de pensii pot să investească, corect? Va cunoaște fiecare în parte, după aceste discuții, care sunt concluziile la care s-a ajuns. Și cum își va putea manifesta opțiunea? Atunci se va explica și acest lucru. Okay. Da? Când vor avea loc aceste discuții? La final de iunie, început de iulie, este momentul la care va trebui să ieșim public cu un proiect, un concept nou. Eu aș vrea să știu dacă la pilonul 2 de pensii pensia mea va fi mai mare sau mai mică. Să-mi explice guvernul și probabil că doamna Olguța Vasilescu în următoarea perioadă de timp va ieși ca să explice aceste lucruri, ca să știu dacă sunt la pilonul 2 de pensii, am o pensie mai mare sau mai mică. Să știu ce să și repet, acum trebuie să fie opțional acest lucru. Eu n-am auzit pe nimeni și nicio discuție în Partidul Social Democrat, cel puțin, nu știu, în coaliție, nu a fost despre desfințarea pilonului 2 de pensii. De la o
comunicare nefericită de la Comisia de Probleme, de aici a plecat tot. Uitați de pilonul 2. Este o propunere, deci nu mai răspund la acest lucru. A fost o propunere a Comisiei de Prognoză, Comisiei Naționale de Prognoză, neagreată de guvern. Aș vrea să nu creăm îngrijorări în rândul pensionarilor că nu am putea să le dăm pensia sau în rândul salariaților. Sunt bani de salarii și pensii. Nu se pune sub nicio formă problema desființării pilonului 2. În același timp, așa cum e normal ca un fel de părinte care are grijă de copiii lui, e normal să vedem ce se întâmplă cu pilonul 2. Guvernul vrea să adopte o decizie care să-i lase pe român să nu mai contribuie la pilonul 2 de pensii, adică pensia privată obligatorie. În urma analizei de la Palatul Victoria, oamenii ar trebui să afle cât de rentabilă va fi la bătrânețe o astfel de pensie provenită din contribuția la pilonul 2. Continuă veștile proaste pentru români cu credite în lei. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut din nou astăzi, atingând un nou maxim istoric de 2,77%. Indicele ROBOR la 3 luni atinge astfel maximum ultimilor 3 ani și 7 luni. Acesta este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. ROBOR la 6 luni a rămas la 2,89, maximul ultimilor 3 ani și 7 luni. Cristian Pomahaci a fost audiat la parchetul general. Fostul preot are un nou dosar de urmărire penală pentru evaziune fiscală. Procurorii au pus sechestru pe averea lui Cristian Pomahaci. Sunt acuzații foarte grave pentru. Vreți să mă dați jos sau cum ați făcut? Toate dările către stat, către bugetul statului, părinte. Cum răspundeți acuzațiilor de evaziune fiscală? De ce nu ați plătit acuzațiilor de De ce nu ați plătit? Ați avut acele relații cu acel minor, părinte? Nu. Doamne ajută! Colegul meu Vlad Petrișor are mai multe informații și ne explică. Vlad, te ascultăm. Bună ziua și bun găsit tuturor! Cristian Pomahaci a ajuns în această dimineață în fața procurorilor de la parchetul general. Ei bine, magistrații l-au citat pe fostul părinte într-un dosar în care acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. Mai exact, procurorii spun că Pomahaci ar fi închiriat 11 imobile pentru care nu ar fi declarat veniturile reale, iar astfel ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 153.000 de euro. Totodată, magistrații au decis să pună oprire pe conturile lui Cristian Pomahaci pentru a recupera acest prejudiciu. Ei bine, potrivit unor surse, părintele ar avea un adevărat imperiu imobiliar în Cluj și o avere care se ridică la 1,2 milioane de euro. Rămâne de văzut care vor fi concluziile procurorilor după această audiere și ce se va întâmpla mai departe în cazul lui Cristian Pomahaci. Vlad, mulțumesc. Românii își vor putea face pașapoarte valabile 10 ani. Legea a fost votată astăzi de Camera Deputaților. Parlamentarii au adoptat și legea comasării mai multor declarații fiscale, dar au votat și pentru superimunitatea judecătorilor CCR. Detalii urmăriți în grupajul de știri ce urmează. Valabilitatea pașapoartelor se dublează. Proiectul care prevede ca pașapoartele să fie valabile 10 ani a primit votul final în Camera Deputaților. Potrivit documentului votat în Parlament, persoanele care nu au împlinit 12 ani vor avea pașaport valabil 3 ani. Cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 25 de ani vor avea pașapoarte valabile 5 ani. Persoanele de peste 25 de ani își pot face pașapoarte valabile 10 ani. Proiectul de lege merge acum la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Noua lege va intra în vigoare la 60 de zile după publicarea în Monitorul Oficial. Declarația unică devine lege. 217 deputați au dat votul decisiv pentru aprobarea ordonanței prin care 7 declarații fiscale pe care contribuabilii persoane fizice trebuiau să le depună anual la ANAF sunt comasate într-un singur document. Conform legii, declarația unică poate fi depusă în acest an până la 15 iulie, fiind posibilă și depunerea online, iar acest lucru va aduce deduceri de cheltuieli pentru contribuabili. Pentru anul următor, data limită pentru depunerea formularului este 15 martie.
A trecut de Parlament proiectul de lege care le dă superimunitate judecătorilor CCR. Deputații au votat cu 171 voturi pentru și 91 împotrivă ca judecătorii Curții Constituționale să nu poată fi reținuți, arestați, percheziționați sau trimiși în judecată într-un dosar penal, decât cu încuvințarea plenului CCR la cererea procurorului general și nu cu încuvințarea Parlamentului, așa cum este în actuala lege. În noua lege din procedură este scos ministrul Justiției, în locul căruia face solicitarea procurorul general. Legea votată acum a fost pusă în acord cu deciziile CCR după sesizări de neconstituționalitate depuse de către PNL și USR. Proiectul merge acum la Senat pentru dezbatere. Vă prezentăm acum, doamnelor și domnilor, povestea Magdei Coman, o femeie de 34 de ani care își duce viața într-un scaun cu rotile. Un accident teribil a lăsat-o invalidă, dar nu i-a furat pofta de viață. Are o fetiță de 9 ani și peste o lună va deveni mămica unui băiețel. Magda luptă acum pentru a le oferi acestora șansa unei vieți normale, dar și pentru a ajuta persoanele aflate în aceeași situație cu a ei. Urmăriți un reportaj realizat de colegul meu, Rafael Varga. Magda Coman este o tânără care a visat întotdeauna să devină un top model de succes. Dorința i s-a năruit brusc în 2005, atunci când un accident cumplit i-a retezat picioarele și a făcut-o prizoniera unui scaun cu rotile pentru tot restul vieții. Într-o împrejurare nefastă mi s-a schimbat total viața, noi totuși suntem la fel ca voi, cei care nu aveți probleme de sănătate și avem același curs. Ca și femei ne căsătorim, dăm naștere copiilor. Deși invalidă, Magda nu a renunțat la a-și căuta fericirea, iar fericirea ei a căpătat un nume, Rahela. A devenit manechin, visul ei dintotdeauna, soție, o mamă devotată și o neobosită luptătoare a drepturilor pentru persoanele cu handicap. Rahela a fost ca și cum Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunilor mele și mi-a arătat că, indiferent de situație, tu îți poți trăi viața cu normalitate dacă crezi în forțele tale. M-am apropiat mai mult de Dumnezeu, dar am avut un imbol din partea mamei, care își dorea foarte mult să mă ridic din pat și să nu-mi duc viața așa, să mă blazez în suferință și atât. Rahela a fost o minune pentru medicii care nu-i dădeau nicio șansă. Au pus-o pe Magda să aleagă între propria ei viață și cea din pântec. A ales să-și urmeze inima, iar acum Magda așteaptă cel de-al doilea copil. Am ales să semnez pe propria mea răspundere și să cer externare atunci când medicul respectiv mi-a spus că nu vrea să mor pe garda lui și că singura lui opțiune este ca să intru în sala de operație și să-mi facă întrerupere de sarcină. Rahela are 9 ani și își dorește să devină, când va deveni mare, un programator de succes. Mai mult decât atât, în mai puțin de 4 săptămâni își va cunoaște frățiorul. Urmează să l-aduc pe lume pe băiețelul meu de data asta, pe Elisei. În tot acest timp, Magda se dedică și cazurilor sociale, dar le ajută și pe fetele care se află în aceeași situație ca a ei. Asta după ce a întâlnit-o pe celebra vedetă de televiziune, Andreea Marin. La Andreea Marin am ajuns în 2014, când am decis ca ea să vină să-mi prezinte evenimentul Atypic Beauty de se desfășura la București, pentru că el se desfășoară în diferite orașe. Prin evenimentul Atypic Beauty, Magda își dorește să schimbe mentalitatea oamenilor și să aducă în atenția autorităților cazurile care au nevoie de sprijin. Iar de când a devenit mamă, a lansat campania Dizabilitatea nu te împiedică să fii mamă. Domnilor, domnilor, mergem în aceste momente la colega mea, Andreea Crățulescu, are informații de ultimă oră. Andreea, te ascultăm. Bun găsit, Cristina, bun găsit, doamnelor și domnilor, o mega exclusivitate în această seară la România TV, la ora 20. Ministrul Justiției va fi în direct cu mine, apropo de toate aceste schimbări care se petrec, cum puteți observa, există pe piață un denunț împotriva doamnei Chiove și numai puțin de 50 de pagini despre abuzurile domniei sale. Ei bine, Ministrul Justiției a recurs astăzi la un gest fără precedent, nu știu dacă este o premieră, dar cu siguranță este un gest rar pentru un ministru al justiției, și anume a cerut CSM-ului pentru protecție pentru procurorul care are pe masă acest document împotriva doamnei Chiove, și asta pentru că a aflat
că viața acesteia poate fi pusă în pericol. Este o situație fără precedent, un scandal și o tensiune care ar putea să genereze o schimbare reală. Tot în seara asta vă povestim ce conțin cele 50 de pagini împotriva doamnei Chioveși. Rămâneți cu noi! Continuăm jurnalul și cu alte informații. Avem vești bune pentru toți românii din partea autorităților din domeniul energiei, cum și de când vom avea facturi mai mici la curent, dar și la gaze naturale. Aflați în minutele ce urmează. Începe așadar Economica Express cu Olimpia Simion. Bine v-am regăsit la Economica Express. Două măsuri bombă propuse de autoritatea din domeniul energiei vor duce la scăderea facturii la curent și gaze naturale. Cei mai mari 5 actori energetici vor fi vizați de aceste decizii. Prețul energiei electrice pentru majoritatea clienților casnici scade cu 3,5% de la 1 iulie, după ce ANRE a stabilit care sunt prețurile maxime pentru fiecare zonă de rețea. Peste 7,5 milioane de consumatori casnici alimentați de Enel, Electrica, CEZ și E.ON în regim de serviciu universal vor avea facturi mai mici. În plus, ANRE va tăia cu 40% rata de profit a celor doi mari distribuitori de gaze, ENGIE și E.ON, din 2009. Arbitrul energiei vrea să alinieze astfel rata rentabilității din domeniul gazelor cu același nivel propus pentru activitatea de distribuție a energiei electrice. Pentru populație, în termeni foarte simpli, înseamnă că am putea ajunge la o reducere a facturii finale începând cu 1 ianuarie 2018. Nu știm cu cât va fi aceasta pentru că încă se negociază, este doar o propunere, dar cu siguranță dacă va fi acceptată, se va vedea într-o mică diminuare a facturii. Efectul negativ al acestei scăderi este, ar putea ține de investiții mai mici în rețelele de distribuție și de gaze și electricitate, pentru că această rată fiind mai mică de doar 5% brut, ar putea îndemna operatorii să nu mai investească sume considerabile de bani în serviciul de distribuție, pentru că profitul care este reglementat ar deveni prea mic. ENGIE și E.ON sunt cei mai mari distribuitori de gaze naturale din România, prima în jumătatea de sud a țării, a doua în cea de nord. Noile rate de profit reglementate vor fi valabile vreme de 5 ani, din 2019 până în 2024. Carnavalul aberant al contestațiilor din licitațiile de autostrăzi atinge apogeul chiar înainte ca guvernul să adopte ordonanța de urgență ce modifică din temelii contractarea acestor investiții strategice. S-a ajuns ca toți participanții la licitații să se conteste reciproc, firmele turcești fiind reginele balului. Licitația pentru construcția jumătății de sud a autostrăzii de centură București a declanșat o adevărată bătălie între constructori, care au depus contestații după contestații, atât după ce au fost eliminați în faza de evaluare a ofertelor, cât și după anunțarea câștigătorilor pentru cele trei loturi ale secțiunii de sud. Economica.net a relatat încă de luna trecută despre constructorii eliminați pe bandă rulantă de la licitația pentru viitoarea autostradă de centură a capitalei. Printre ei se numără austriecii de la Porco Construct, italienii de la Tirena Scavi, dar și constructorii români Construcții Erbașu și Delta Antreprize și Construcții și Montaj 93. O parte dintre ei și un spațiu dedicat exclusiv lansărilor și evenimentelor pentru copii. June 1st is part of the time frame of Bookfest, and so we're having a whole day dedicated to children. One of our authors coming exclusively writes children's, well, I shouldn't say exclusively, but writes children's literature. You'll be introduced to her character, Beto the Cat, which I think is really cute. It's an American author writing, collaborating with Romanian illustrators. Salonul Internațional de Carte Bookfest 2018 este organizat de Asociația Editorilor sub înaltul patronaj al președinției României și se va desfășura în perioada 30 mai 3 iunie la Romexpo, iar intrarea va fi gratuită. Mai mulți polițiști din Vaslui sunt cercetați în aceste momente disciplinar după ce au agresat un copil de 15 ani.
Adolescentul a fost implicat într-un scandal chiar de ziua sa. S-a aflat pe o bancă pe unde era împreună cu alți doi tineri. Cei doi s-au ridicat, iar sărbătoritul s-a dezechilibrat și a căzut. Băut bine, a vrut să își facă singur dreptate. Au intervenit însă polițiștii. În încercarea de a-l încătușa, oamenii legii l-au trântit la pământ pe acesta și l-au bruscat. Martorii au început să țipe și la polițiști și au filmat întreaga scenă. Agenții au intervenit la fața locului și sunt în aceste momente cercetați de superiorii lor. Cu aceste imagini și informații punem punct jurnalului. Vă aștept și la ora 21, însă până atunci urmează o ediție specială.